antreprenoriat este foarte important, mai ales la început, să echivalați cu aruncarea de pe o stâncă fără a avea aripi. Partea frumoasă, comparativ cu realitatea de a vă arunca de pe o stâncă, unde dacă nu aveți aripi, ghinion, este că vă puteți construi prin rațiune acele aripi. Pe drum, cu răbdare, cu perseverență, cu multă dorință, dar puteți să vi le construiți. Trebuie doar să aveți încredere, trebuie să citiți foarte mult, trebuie să vă documentați foarte mult și să fiți siguri că veți reuși. Ideal ar fi să faci bani din hobby. Eu așa o văd. Așa am auzit eu în urmă. Deci, cel mai fain e să faci bani din hobby. Nu să muncești și cu banii să-i bagi într-un hobby, să zic așa. Deci, dacă îți place să coși, face să mergi cu bicicleta, fii cel mai bun și lumea să dea bani pe tine ca tu să mergi să stai cu bicicleta. Dar trebuie să existe o stare de a dori mai mult. Și majoritatea dintre voi sunt convins că vor și obține mai mult dacă veți avea această stare. Pentru mine antreprenoratul e simplu, identificarea unei oportunități și transformarea ei într-o afacere.